exercițiu. La fel cum Comisia Electorală Centrală nu putea face un asemenea exercițiu nici pe data de 3 septembrie, ziua în care au fost depuse documentele în regim de urgență, sfidând Universul, sfidând timpul, sfidând bunul simț, legea și, cel mai important, sfidând populația Republicii Moldova, au fost depuse documentele lui Marian Lupu și Vladimir Plahotniuc, o ilegalitate crasă pe care solicităm Comisiei Electorale Centrale să-și revizuiască decizia și să restituie documentele acestui grup de inițiativă, lui Marian Ilici și lui Vladimir Gheorghevici, să le restituie, pentru că ei sunt pur și simplu niște criminali. Nu mă mai tem să spun acest cuvânt și îndemn toată țara să se pătrundă de ceea ce ne se întâmplă. Ne-au furat miliardele. Ne-au furat din gura copiilor. Ne-au trimis oamenii noștri peste hotare. Și-au batjocorit populația asta. Acum vor să ne mai fure odată la vot. O fac prin toate mijloacele, inclusiv prin plasarea lor pe locul întâi pe liste.